Unitate speciale de aviație Caran Sebeș, capitan comandor Rusu Ciprian, și vreau să vă mulțumesc în primul rând că ați acceptat invitația noastră. În săptămâna aceasta s-a desfășurat o convocare de pregătire pentru zbor cu și salvări cu troliu cu echipa medicală din cadrul Spitalului Timișoara și Spitalului Caran Sebeș, mă refer la medici, cu piloți din cadrul detașamentului de instruire și perfecționare din structura IGAV, precum și salvatori și mecanici troliști necesari intervenției montane. Până acum lucrurile au decurs normal sau cum ne așteptam. Colegii medici sunt încântați de activitate și asta e un lucru care mă bucură, că nu sunt dintre ei care au renunțat sau vor să renunțe, fiind o activitate cu un grad de risc, dar în același timp și cu adrenalină, ca să zic așa. Cât de importante sunt aceste pregătiri pentru personalul medic? Și în ce constau? Sunt foarte importante. În ce constau o să vă explice colegul meu, Sorin Arba, care probabil va fi comandantul punctului aeromedical deschis aici, în cadrul Unității Speciale de Aviație. În primul rând vreau să lămuresc un lucru. Punctul aeromedical se va subordona Bucureștiului. Inspectoratul General de Aviație are în structură 5 unități speciale de aviație și un detașament aeromedical. Detașamentul aeromedical funcționează ca o unitate. Da? Punctul deschis aici, în cadrul Unității Speciale de Aviație Caran Sebeș, se va subordona detașamentului aeromedical al Inspectoratului General de Aviație. Din punct de vedere al Unității Speciale de Aviație, noi asigurăm infrastructura și sprijinul logistic pentru acest punct aeromedical. Și când va deveni operațional? Acest punct aeromedical va deveni operațional atunci când tot personalul angrenat în serviciu aici va termina procesul de pregătire, ținând cont că elicopterul care l-am în spate este un elicopter de generație nouă, o variantă nouă, inclusiv piloții trebuie să facem un curs de pregătire pe el ca să putem deveni operaționali. Elicopterul este al unității sau? Nu, elicopterul este al Inspectoratului General de Aviație și este în gestiunea detașamentului aeromedical. Dar din la Caran Sebeș, da? Nu cel din spatele meu, un elicopter genul celui din spate. Va veni unul care va fi în prevalență. Va fi aici pentru punctul aeromedical, da. De aceeași. Câți piloți aveți pentru acest? Piloții sunt toți piloții din Inspectoratul General de Aviație. Toți vor zbura pe rând, vor veni în funcție de calificările deținute, vor veni și vor face servicii aici la Caran Sebeș. Și câte astfel de funcții? Înființate sunt 8 puncte în momentul de față. Urmează să mai înființăm încă 3 puncte care vor fi cu specific de ca și cel de la Caran Sebeș cu salvare montană. Sau salvare cu troliu. Salvarea asta cu troliu se poate face nu neapărat la munte, chiar și în zone de deal și de șes, sunt zone greu accesibile. Și ce zonă va deservi punctul deci din Caran Sebeș? Punctul din Caran Sebeș va deservi zona Banatului împreună cu aeronava de la Arad, și, dar va face și misiuni de transport interclinic între, dacă e nevoie, și în alte zone.